Da, suntem în direct, ultimele minute din această gală, minute în care o să aflăm cu toții dacă Andreea pleacă sau rămâne în casa Mireasa. Da, oricum, până atunci m-au amuzat discuțiile între concurenți în pauză, că a fost așa, era trafic cu mâncare. Știi cum era pe vremea lui Ceaușescu? Mă rog, ăștia mai mici, nu știu, nu știți cum era, dar vă zic eu, dă-mi tu mie un pui, că eu îți dau ție niște smântână, ceva dulce aveți, o ciocolată. Oh, ciocolată, dați-mi mie ciocolata. V-ați organizat bine? Da. Înțeleg că David nu mai are ce să mănânce. Dați-i și lui ceva, vă rog, fetelor. Păi are mazăre. Nu este adevărat, am ce. Ai? Nu am foarte mult, dar am. Te descurci până luni? Okay. Îi dăm mai legume. Mai o zi. Da, trăiesc de pe o zi pe alta, e greu. Vă mănâncă vă o zi. Bun, mai glumim, că așa a vrut doamna mea. Nu să glumim, să râdem, să fie pe pace și prietenie, dar trebuie să vedem ce facem și cu Andreea. Pentru că e pe picior de plecare, dar înainte să vedem dacă pleacă sau nu, mai avem să o ascultăm pe doamna Geta, pe mama lui Cătălin. S-ar putea să întoarcă jocul și dacă întoarce jocul, Andreea rămâne în casă. Eu se pară rău, dar fetelor s-ar putea să le placă să repară bine, pentru că asta înseamnă că nu va intra altcineva în casă. Dar nu de asta, să ne pară bine pentru ea, că e o companie plăcută și o și v-ați împrietenit. Poftim? Și că v-ați împrietenit. Da. Da. O să-i simțiți lipsa dacă pleacă? Da, da, cu siguranță. Stai puțin, că încă nu știm. Ia să vedem, e pregătit materialul. Doamna Geta, decizia. Cine ar fi acea fată pe care v-ați dori să o salvați de la eliminare? Andra. Este o fată plăcută, o fată care este apropiată de toate mamele, cătește, ne ajută, e o fată drăguță. Iar place de Cătălin, dar nu-l vede pentru că noi suntem de la Brăila, iar ea vrea să ia servici la București. Dar nu știm ce se va întâmpla. Sperăm! Ei bine, doamnelor și domnilor, după două săptămâni în casa Mireasa, Andreea merge acasă. Ce fericită sunt! Ce e, Ștefania? Nu voiam să plece, voiam să mai stea măcar o săptămână. De ce? Ce ar fi putut să se întâmple în săptămâna următoare? Cred că acum sunt un pic egoistă, dar aș fi vrut pentru noi, pentru că ne dădea o stare foarte bună și ne făcea să râdem tot timpul și îmi pare rău. I-ar fi prins și ei bine până la urmă, dar dacă asta e decizia ei, ne vedem acasă. Abia aștept. Andreea, știi că ai o oră la dispoziție să pleci de aici. Să cred. Uite, o să intre o fată, o altă fată în casă. Dă-i un sfat, că ai trăit aici jumătate de lună. Să facă ceea ce simte și să fie sincer. E ceea ce eu o sfătuiesc. Dar de ce ai lacrimi în ochi? Pentru că o să-mi lipsească fetele, atât. Nimic altceva. Și faptul că sunt fericită că am reușit să plec. Și mamele, uite, mamele se uită acum la tine, sunt în living. Știu că te-ai înțeles bine cu... Da, absolut toate mi-au fost dragi. Am avut ce să învăț de la dânsele, mi-au fost aproape. M-am atașat de fiecare în parte, în mod egal. Și am învățat de la fiecare om câte ceva. Ce o să-ți lipsească de aici? Cred că rutina zilnică. Și compania fetelor, bineînțeles, pe primul loc. Da, să știți că poți să mergi un pic să te îmbrățișeze fetele. Dacă îți vrei să plângi, că în viață despre asta e. Este și despre lacrimi, și despre emoție. Și show-ul acesta fix despre asta e. Că de fapt asta este viața. Cu zâmbete, cu râsete, cu lacrimi, cu enervări, cu supărări, cu împăcări și despărțiri. Prima despărțire în casa Mireasa după două săptămâni. Nu știu ce să-l
Ce le spui? Ce vrei să le spui, Andreea? Hai că acum sunteți voi acolo, grupul. Că le iubesc foarte mult și că am să le susțin pe fiecare în parte. Sunt dragi în mod egal. Am învățat foarte multe chestii de la voi, chiar și atunci când nu ne-am înțeles tot, am învățat ceva de la fiecare mamă, de la fiecare, toți ați lăsat ceva în mine frumos și o parte din voi poate să plece cu mine afară. Și cât îmi pasă mie. Vreau să mai îmbrățișez pe cineva. Știu că n-ați fost cele mai bune prietene, dar uite, eu cred că de asta s-a ridicat Claudia. Da, și de la Claudia a fost o persoană cu care eu am fost apropiată, dar pe parcă lucrurile nu au uitat atât de bine, dar și ea rămâne specială pentru mine. Lorena? Și Lorena. Niciodată. Andreea, mult succes. Mulțumesc. Să-ți sănătate. Mulțumesc. Și să-ți găsești alesul. Hai că vedeți. Ne vedem la Sina. Da. Nu te schimbi pentru nimic. Da, și tu ai grijă. O să vă spun acum cât e momentul acesta emoționant, pentru că, vă dați seama, în două săptămâni, da, uite, poți să legi, poți să pui sămânța unei prietenii, poți să legi prietenii. Voi aveți patru, exact, pentru că ei au mai stat două săptămâni în izolare înainte să intre în casă, exact, practic ei se cunosc de o lună. De asta probabil e un pic mai dificilă despărțirea. Nu o să te rog să stai lângă mine, o să te rog să mergi în casă la mame. Mă bucur că te-am cunoscut. Și eu. Și sper să-ți găsești iubirea afară, așa cum îți dorești. Doamne ajută. Dragii mei, în curând o să aveți o nouă colegă. Că nu poți să nu... Să spui Ștefania? Am plecat Andreea, adică... Asta e, că vom avea asta o nouă e vorba colegă. Noastră, bine, de la da, Andreea. Da, este o vorba de-a noastră, o replică a Andreei. Uh-huh. Sunteți nerăbdătoare să o cunoașteți? Oarecum. De entuziasm, ce să zic? Da, dați-mi și mie, vă rog, imaginile din casă, pentru că vreau să le văd și eu. Andreea este acum... în living, în livingul unde au fost și bune și rele, asta e, două săptămâni. Și cu imaginile acestea aș vrea să ne luăm acum la revedere.